mod evident în clasa pregătitoare și clasa întâia. Pentru că acolo vin primele noțiuni, mulți sunt unii care au învățat să scrie, să citească de acasă. Dar cei mai mulți învață în școală aceste taine ale scrisului și cititului. Și acolo s-a pierdut timp și vreau să vă întreb dacă v-ați gândit în mod special la recuperarea materiei pentru acești elevi. Da, sigur că da. S-au luat în calcul aceste măsuri necesare de activități remediale. Eu căutam mereu să văd. Și da, da. Întoarce spatele. Hai, cât mai repede. Întoarce spatele răcelii. Încă de la primele simptome, frecția cu carmol flu răcea. Plen picioare știu, tu vrei să ieși mai repede afară și iarna vrei să te îmbraci de vară. Știu deja că n-ai răbdare, știu, nu vrei să pui ghetuțe groase, știu, tu vrei să simți zăpada la picioare. Din zona aceasta vocațională, la școală. Piticul dejun. Lumea bună se adună la Radio Guerilla. Hello, my phone. Nu sunt neapărat sentințe, mai mult decât simple proverbe sau sentințe. Sunt. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, je ne m'y vois pas. Comme un médicament. 5 ingrediente active cu o admirație. Și dacă privești. Some people laugh through their noses. Bula la iti biti. Se sparg de râs. Hai să spargem vreo 2-3. Bună, bulă 8 și Videl se duc la. Universul se închină ție, urmează al tău plan, vreau să mă încred. Strumming my bed with his fingers, singing my life with his words. Numai într-un singur chip. Care? Să le științăm pe Flore, hai ducul. Te-ai gândit, bine te-ai gândit. El îi poate veni de hac lui Zaman. Dar, dar cine să-l găsească? Eu. Tu? Păi uitat că mi-e frate de cruce, tată. Așa e, că bine zici. Mă duc. Vedeți ca. Wie ließe sich so gerne fallen gesungen? Es folgen wichtige Gedenktage in der Geschichte. 1265, Simon der Fünfte de Montfort zwingt den englischen König Heinrich den Dritten, ein Parlament einzuberufen. Dem ersten Mal 49 in England beginnt dem ersten Opiumkrieg gegen China die Insel Hongkong. 1848 in Dänemark verkündet König Friedrich der Siebente die Einführung der parlamentarischen Monarchie. 1880, nach einem Erdbeben, taucht im Ilopango-See, im Vulkan Ilopango in San Salvador, eine Insel auf. 1922, der im Ersten Weltkrieg gegründete pazifistische Bund
neues Vaterland, dem unter anderem Albert Einstein, Stefan Zweig und Ernst Reuter angehören, wird in Anlehnung an das französische Vorbild Französische Liga für Menschenrechte in Deutsche Liga für Menschenrechte umbenannt. 1936, mit dem Tod vierten Mal vereidigt. 1961, Dwight Eisenhower 55. Oh, I can't believe that it.